Meci important pentru handbalistele slătinene, Miercuri în capitală. Jucătoarele antrenate de Victorina Bora vor întâlni în sala polivalentă din București, în cadrul etapei A8-a CSU Cluj-Napoca, deținătoarea Lanternei Roșii, cu 0 puncte acumulate în această ediție a Ligii Naționale. Până acum, în ultimii 2 ani, cele două echipe s-au întâlnit de 5 ori, iar în patru dintre meciuri, victoria le-a revenit jucătoarelor slătinene. Meciul este unul extrem de important pentru echipa slătineană în atingerea obiectivului de a se menține pe prima scenă a handbalului feminin românesc. În momentul de față, CSM Slatina ocupă locul 13 din 15, cu doar 4 puncte. Starea de spirit a jucătoarelor noastre este una pozitivă, fapt ce ar putea să le ajute să revină de la București cu cele 3 puncte puse în joc și să le permită să evadeze din zona periculoasă.